Bună ziua! Pentru că deja ne este foarte dor de voi și suntem pregătiți să vă întâmpinăm din nou, ne-am gândit să vă arătăm cum se desfășoară un sejur la castel. Chiar dacă acum trăim în epoca COVID, noi ne-am străduit să vă transportăm înapoi în era vremurilor de mult apuse și să vă oferim un sejur într-adevăr nobilicesc. V-am pus la dispoziție chiar și un majordom online. Se numește Guest Up. El vă va ajuta să faceți check-in, să comandați bucate delicioase și, la plecare, să vă onorați îndatoririle, tot online. Dar v-am promis să vă și arătăm. Așadar, eu mă pun în pielea unui oaspete și haideți să vedem împreună. Am sosit la castel și, înainte să mă duc la recepție să-mi ridic cheile, îmi trimit majordomul să mă anunțe. Mă duc în aplicația de Guest App, apăs pe check-in și completez datele mele personale. Putem să mergem spre recepție. Avem aici biciclete de închiriat, chiar și scăunel, cărucior pentru copii, dezinfectant la intrare, Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Cheia camerei dumneavoastră. Mulțumesc. Iar aici aveți câteva informații importante și dacă aveți nevoie de ajutorul nostru, puteți să ne contactați prin WhatsApp. Mulțumim, sună bine! Ședere plăcută! Avem aici accesul la camera noastră. Noi stăm în castelul mic și trebuie să intrăm acolo pe partea dreaptă. Foarte bine! Aici avem spațiu suficient să stăm afară. Acolo este intrarea principală unde intră alți oaspeți. Noi stăm la camerele 20 și 21 împreună cu familia, așa că mergem spre dreapta. Trecem pe lângă intrarea în spa și urcăm la etaj. Ce frumos! Avem aici pregătit și un loc pentru servit masa. Intrăm înăuntru, avem și accesul nostru dedicat în clădire. Și aici un lobby foarte spațios, unde putem să servim masa împreună cu familia. Și aici suntem doar noi, nimeni altcineva. Ne uităm puțin și în cameră. Foarte spațioasă camera, doar că între timp ni s-a făcut foame. Să vedem ce avem la dispoziție. Room service. O reinterpretare de mămăliguță. Sună bine. E bine, comandăm. Și aș vrea și un vin lângă. Găsim oare? Da, un vin alb. Foarte bine. Comandăm și un vin. Să vedem și cu micul dejun. Am înțeles că trebuie să-l comandăm din seara aceasta. Avem 3 meniuri la dispoziție. A contesei, a contelui și un meniu de vânătoare a contelui. Sună delicios. Și putem chiar să alegem ora la care vrem să ni se servească micul dejun. Perfect! La 10 regal. Până când așteptăm să ni se aducă mâncarea, să vedem cu ce ne mai ajută majordomul nostru. Am dat comanda. Putem să... intrăm în camera noastră și să solicităm serviciul de house cleaning. Da, vrem să ni se curețe. Dar dacă nu vrem ca
menajera să intre în camera noastră, atunci putem să punem și un do not disturb. Ok, chiar să setăm timpul. Foarte bine. Și să vedem cum procedăm la plecare. Facem check-out. Vedem exact cât avem de achitat. Și achităm cu cardul. Foarte simplu. Sperăm că v-a plăcut și vouă și că putem să vă întâmpinăm în curând la castel. La revedere, vă așteptăm!